Acum știți, ceea ce vreau să vă spun este despre Lidia, soția mea. Știți că ea a fost bolnavă de tumoare, aproximativ cu 2 ani în urmă, de când a descoperit boala. Avea dureri în partea stângă, la sânul stâng, mai bine spus. Și atunci am zis că mergem la doctorul de familie, la fratele Emanuel, ne-a dat o trimitere și am fost la doctor, a făcut tomograf și am luat rezultatul. Doctorul a zis, nu este bine, eu vă spun lucrurile scurt și mare, ca să nu iau din timp. Ne-a dat rezultatul și a zis, nu este bine, este tumoare, am fost cu rezultatul la fratele Emanuel și atunci ne-a dat mai o trimitere, am zis că să mergem la Timișoara. Am fost la Timișoara, analize și acolo și tot ce s-a făcut, rezultatul a fost același ca la Reșița, tumoare. Și doctorul de acolo ne-a sfătuit și a zis că să mergem la Cluj, că ar fi mai bine acolo. Acolo sunt doctori specialiști și să încercăm să mergem acolo. Atunci am venit acasă, m-am uitat pe telefon, am căutat niște doctori de pe internet la Cluj, am ales unul dintre ei și am sunat. Ne-a făcut o programare, am fost la el, s-a făcut și acolo analize, s-a făcut tot ce trebuia făcut la aparate și tot, tomografe și ce a fost de făcut și rezultatele au fost același rezultat, tumoare la sânul stâng. Și doctorul a zis, peste toată asta, peste tot ceea ce ne-a zis, că este târziu. Ea a fost în gradul 4, cred că gradul 4 e ultimul grad. Și atunci a zis că nu scapă de operație, de intervenție și ne-a întrebat dacă suntem de acord, am fost de acord să-i facă intervenție. Bineînțeles, biopsie și toate rezultatele care au venit, au venit rele. I-a făcut intervenția și acum ea este bine. Acum nu știm, în urma rugăciunilor dumneavoastră, în urma ungerii s-a făcut sănătoasă, dar știm că ea este bine, este sănătoasă. Și pe baza unei descoperiri, iar cred lucrul acesta și ea este prezent, o vedem cu toți aici, nu mai este cum a fost. Într-o lună, acum un an și ceva, a fost o descoperire aici la rugăciune, a fost și fratele Florin, printr-un frate, și a zis așa, că a văzut ea în zona peptului că era bolnăvicioasă. Nu a știut nimeni din biserică că ea era bolnavă și atunci a spus că a văzut în zona peptului că era bolnăvicioasă și a zis că Dumnezeu o vindică, dar în timp. Și după cum vedem, mersul lucrurilor merge spre bine și ea se simte bine și putem spune, eu pot să spun că este sănătoasă și dacă Dumnezeu a spus că în timp, probabil dacă vindecarea nu este făcută complet și totală, noi așteptăm Dumnezeu să o facă sănătoasă și pe deplin sănătoasă și vindecată. Acum, în urma acestor cuvinte, eu vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru ea. Cei care ați venit acasă, ați vizitat-o și ați spus vorbe de încurajare și de întărire, vă mulțumesc pentru aceasta și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu viață veșnică. Amin.